Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează actualitatea economică a zilei și, desigur, a acestor zile. Vom discuta astăzi despre politici europene, vom discuta despre ce s-a întâmplat la Bruxelles și la Strasburg, despre cine sunt noii lideri ai Uniunii Europene. Toate acestea imediat după ce vă invit, ca de obicei, să citiți pe profit.ro știrile acestei seri și principala știre a serii este legată de, din nou, de Ordonanța 114. Guvernul a schimbat Ordonanța 114 pentru a putea lansa licitația 5G în domeniul telecomunicațiilor. Am făcut aseară o emisiune foarte interesantă cu Nicolae Oacă și cu Valentin Mircea exact pe această temă, cea a schimbării Ordonanței 114 a industriei de telecomunicații. Repet, o emisiune interesantă la care ați fost coparticipanți, dacă pot spune așa, pentru că am avut câteva întrebări și câteva lucruri interesante. De asemenea, vă invit să ne sunați și în această seară pe teme europene. Avem un număr de telefon la care ne puteți suna, vi-l spun chiar acum, 0364-413-469, număr cu tarif normal, o să-l mai repetăm poate pe parcursul emisiunii. Așadar, intrăm în dezbatere și vă prezint și invitatul acestei serii. Este alături de noi domnul Robert Lupițu, expert în politici europene și redactor șef CalaEuropeană.ro. Bună seara, bine ați revenit, Robert Lupițu, alături de noi la Profit.ro. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Ați fost în aceste zile fierbinți, dacă le putem numi așa, și la propriu și la figurat. Ați fost și la Bruxelles și la Strasburg, da? Ați urmărit ce s-a întâmplat în toată această chestiune europeană. Sigur, au atras mai mult atenție a temele legate de deciziile privind liderii europeni. O să discutăm și despre cine sunt noi lideri, dar v-aș ruga pentru început să explicăm ce s-a negociat, de ce s-a negociat atât de mult, atât de strâns, până la urmă, în toate aceste zile la Bruxelles, în cadrul Consiliului European Special, să spunem, da? Da, în primul rând s-a negociat atât de strâns și atât de mult. În comparație cu acum 5 ani, negocierile nu au durat atât de mult cum s-a întâmplat în momentul alegerii lui Jean-Claude Juncker, chiar dacă era candidatul PPE și obținuse o largă majoritate, dar întâlnea o anumită opoziție din partea unor lideri europeni foarte puternici la acel moment. Ne putem gândi la fostul premier britanic David Cameron, dar acum am pornit... Deci acum 5 ani au avut, dar acum sigur că nu am mai uitat, sau de bine că ne au fost altele situațiile și... Mai ales cele politice. Și atunci negocierea presupunea să-i zicem, salvarea unei poziții de forțe pe care fiecare familie politică europeană principală și-o dorea și o avea, atât popularii cât și socialiștii. Uh-huh. Practic, negocierile de acum au avut la bază o nouă realitate politică în Uniunea Europeană, o nouă realitate dată de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European, alegeri care s-au încheiat printr-un nou echilibru de forțe în hemiciclul european, în Parlament. E corect, dar dați-mi voie doar o secundă să vă întreb și să intervin. Imediat după alegerile europarlamentare, la nivel european, nu mi se părea că echilibrul este atât de strâns. Sigur că popularii mai pierduseră niște mandate, socialiștii și ei, nu? Dar parcă nu părea că să fie nevoie de sau că este într-un echilibru atât de mare. M-am înșelat eu sau mă rog, lucrurile astea ne-au demonstrat că totuși există un tip de echilibru. Sau cine cu cine s-a aliat până la urmă? S-a creat până la urmă un echilibru, este adevărat, dar a fost foarte dificil să ajungă la acest echilibru, întocmai pentru că popularii socialiștii împreună nu mai puteau forma o majoritate în Parlamentul European și nici măcar în Consiliul European, unde erau deja destul de împărțiți pe tabere politice. Practic, procedura de numire a liderilor europeni, în special a președintelui Comisiei Europene, care a fost de fapt nodul gordian și mărul de discordie puternic, presupune că liderii europeni reuniți în Consiliul European propun președintele Comisiei Europene hotărând cu majoritate calificată și ulterior, în baza acestei hotărâri, acel candidat merge la Parlamentul European în fața plenului pentru a fi ales de cel puțin jumătate plus unul din membrii Parlamentului European. Deci sunt două filtre, să spunem. Sunt două filtre și orice candidat ar fi trecut de primul filtru al Consiliului, pe baza căruia vom discuta ulterior, ajungea în plenul Parlamentului European, unde acolo este un nou
echilibru de forțe. Pentru prima dată după 20 de ani, popularii și socialiștii nu mai pot forma o majoritate împreună. Au nevoie de cel puțin un al treilea grup politic, fie că vorbim de noul grup politic format din ALDE European, Partidul lui Emmanuel Macron și Alianța USR Plus din România, condusă de fostul premier Dacian Cioloș, fie că vorbim de verzi, fie că vorbim atât de Renew Europe, cât și de verzi, cât și de populari și de socialiști, pentru a crea ceea ce se poate numi o largă coaliție europeană. Deci de aici a venit problema, pentru că, de fapt, negocierile au fost gândite și în virtutea ceea ce se întâmplă în Parlamentul European. S-a încercat să creeze o majoritate, nu, până la urmă, de susținere. Evident, s-a încercat convenirea asupra unui candidat, care, iată, este Ursula von der Leyen, candidatul din Germania, tocmai în așa fel încât Parlamentul să poată ajunge la un consens. Problema este și mai mare de atât, pentru că în urmă cu 4 ani s-a respectat un model. Un model care, într-o formă sau alta, a izvorât din tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona, tratatul în vigoare al Uniunii Europene, spune că Consiliul European, având la bază alegerile pentru Parlamentul European, propune un candidat pentru șefia Comisiei Europene. Această formulare juridică le-a permis partidelor mari europene, în special PPE-ului și Social-Democraților, dar și ALDE-lui acum 5 ani de zile, să vină cu această formulă numită Spitzenkandidaten, adică candidații cap de listă. Fiecare partid politic european să aibă un candidat cap de listă. Și cine obține cele mai multe mandate sau câștigă alegerile, acel candidat cap de listă, care este prezentat în toate țările membre și face parte, este imaginea campaniei electorale, practic, acel candidat va fi numit președinte al Comisiei Europene. Am avut și noi anul acesta aceeași situație. Am avut un spitzenkandidat. Am avut doi spitzenkandidați. Sau doi, de fapt, da. Manfred Weber de la Popularii Europeni, liderul grupului PP din Parlamentul European, și Franz Timmermans de la Socialiști, actualul prim vicepreședinte al Comisiei Europene. Iar de la ALDE, Renew Europe, adică gruparea ALDE, Macron, Alianța USR Plus, am avut o echipă, dar în principal a fost scoasă în evidență Margrethe Vestager, sau Vestager, cum îi spun danezii, actuala comisară pentru competitivitate în Comisia Europeană. Ea este foarte faimoasă pentru că a dat în judecată și se luptă cu companiile de tehnologie. A dat foarte multe amenzi companiilor americane din domeniul tehnologiei. Din Europa, scuze. Da. Deci este foarte cunoscută, exact. Dar acest spitzenkandidat a fost abandonat până la urmă în cursul negocierilor. Exact. Ceea ce e la limita, nu știu cum să o numesc. Până la urmă, procesul spitzenkandidat a fost creat ca o formă pentru a crea mai multă legitimitate democratică în Europa. Corect. Așa a apărut procesul în 2014, așa am avut atunci candidați pe Jean-Claude Juncker, pe Martin Schulz, pe Guy Verhofstadt și, până la urmă, Jean-Claude Juncker, fost premier luxemburghez, un om cu o vastă experiență în Consiliul European și în Consiliul Uniunii Europene, care știa cum se poartă negocierile pe masa liderilor de la Bruxelles, a reușit să întrunească până la urmă o majoritate în jurul său, nu un consens. Atenție, pentru că premierul britanic de atunci, David Cameron, s-a opus. Nu l-a dorit, evident. Acum, în schimb, prin prisma noilor majorități create, atât în Parlament, dar și a situației din Consiliu, unde nicio familie politică, nici popularii formați din Angela Merkel, președintele României, Klaus Iohannis, premierul Croației, premierul Letoniei, premierul Irlandei, și așa mai departe, nici socialiștii și nici liberalii alături de Emmanuel Macron nu aveau o majoritate, dar fiecare, într-o formă sau alta, avea o minoritate de blocaj. Puteau să blocheze orice alt candidat. Președintele francez Emmanuel Macron nu și-a dorit de la început susținerea lui Manfred Weber, pentru că îi reproșa acestuia sau le reproșa popularilor faptul că acest candidat nu are experiența executivă necesară, pentru că până atunci președinții Comisiei Europene, sau cel puțin ultimii 3-4 președinți ai Comisiei Europene, dacă mă gândesc la Jacques Santer, fost premier luxemburghez, la José Manuel Barroso, fost premier portughez, dacă mă gândesc la Jean-Claude Juncker, toți aveau o experiență executivă. Toți trecuseră prin discuții, relații politice, bilaterale cu liderii europeni ai vremii. Manfred Weber nu avea această experiență executivă. Manfred Weber este... Dar a fost privit cu destul de ostilitate. Am văzut grupul de la Visegrad, nici la sau de del, dacă mă puteți spune așa mai direct. Firește, acolo este cu tot o altă problemă, pentru că principala hibă pe care Manfred Weber a avut-o în raport cu grupul de la Visegrad este relația sa cu premierul maghiar Victor Orban. Orban a capacitat o serie unde de premierul maghiar Victor Orban făcea parte din familia popularilor europeni.
Dar în lumina a ceea ce s-a întâmplat și am văzut ce campanie vehementă a fost, având ca imagine două partide din două țări din Est, unde socialiștii i-au reproșat lui Manfred Weber că nu ia măsuri împotriva premierului maghiar Victor Orban și a partidului său, prin prisma a ceea ce guvernul maghiar face împotriva Universității Centrale Europene de la Budapesta, finanțată de George Soros, iar apoi popularii europeni îi reproșau lui Franz Timmermans, candidatul socialiștilor europeni, că are în România un guvern care, prin prisma măsurilor pe care le duce România mai aproape de articolul 7. Și am văzut ce s-a întâmplat. Popularii au votat pentru excluderea sau suspendarea, mai degrabă spus, a Fidesului din formațiunile PPE și implicit și a lui Victor Orban. Socialdemocrații doar au înghețat relațiile cu PSD, care după alegeri au fost reluate și pe baza unei schimbări substanțiale de discurs politic de la București, România, evident. Da. Bun, deci în felul acesta șpiță în candidații, ca să-i numesc așa mai pe românești, au dispărut din peisaj sau n-au mai întrunit, hai să spunem... Au dispărut din peisaj, în primul rând a dispărut principalul candidat, cel care, din punct de vedere teoretic, putea fi îndreptățit să încerce să formeze o majoritate. Adică Manfred Weber. Adică Manfred Weber, pentru că până la urmă popularii europeni au obținut, e adevărat, nu 217 ca în legislatura precedentă, dar 184 de mandate, 183 de fapt, deci un număr destul de însemnat, putea să fie creditat cu șansa să formeze o majoritate. Dar nu a fost dorit dintr-un cerc foarte, foarte puternic Și din motivele pe care le-ați explicat ceva mai devreme. Vorbind de prim-ministrii social-democrații ai Spaniei și Portugaliei, vorbind de faptul că Spania și Portugalia sunt două fiefuri care înainte erau fiefuri ale popularilor europeni și apoi a fost preluat controlul de către socialiști, vorbind de un lider spaniol și de o Spanie care actualmente în jocul de putere de la Bruxelles devine ceea ce eu numesc noua Romă, Italia din 2014, care dădea în altul reprezentant prin Federica Mogherini, dădea în 2011 șeful Băncii Centrale Europene prin Mario Draghi. Practic, Italia a încheiat acest ciclu instituțional european cu 3 din 5 lideri. Atât Federica Mogherini... Dacă punem pe Antonio Tajani, nu, care era președintele Antonio Tajani, Federica Mogherini european, și Mario Draghi. Ori acest lucru se schimbă fundamental. E adevărat, Spania nu primește atât acum, dar Spania, capătă o influență până la urmă. Ori în contextul acesta era foarte multă opoziție în fața lui Manfred Weber. Popularii europeni îl susțineau pentru că ei susțineau în sine procedura spiță în candidat și era candidatul pe care l-au validat în acest sens. Se punea foarte mult întrebarea și presiunea pe Angela Merkel dacă își dorește cu adevărat să lase o istorie în urma sa, pentru că știm foarte bine că ea în 2 ani se va retrage și Angela Merkel avea șansa la început prin Manfred Weber să propulseze în fruntea Comisiei Europene primul german șef de Comisie Europeană după 52 de ani. Prima Comisie Europeană a fost condusă de Walter Hallstein, un creștin democrat, apropiat lui Konrad Adenauer, primul cancelar postbelic al Germaniei Federale. Și unul dintre creatorii, nu? Exact. Exact. Și avea șansa aceasta, pentru că de atunci Germania nu a mai avut niciun președinte al Comisiei Europene, pe când Franța, de pildă, a avut 4. Luxemburg a avut 2-3 și așa mai deci departe. După 52 de ani. Până la urmă s-a ajuns la Germania, dar nu la un german, ci la o germancă. Și este o poveste interesantă pe care sper să revenim ulterior. Avem timp, da. Exact. Seara aceasta facem povești despre Uniunea Europeană, exact. Cu ghilimele de rigoare. Și, e frumoasă istoria povestei. Un amănunt foarte, foarte interesant este că deși liderii au avut două summituri până la summitul din 30, care s-a prelungit până pe 2. Da. S-au văzut mai întâi pe 28 mai. Cel de la Sibiu a fost până la alegeri, dar el este important dintr-un anume aspect. Pentru că la judecata politică de apoi, să spunem de după așa, alegeri, adică... Exact. La Sibiu, liderii și-au asumat că vor apăra o singură Europa de la nord la sud, de la est la vest și la bine și la rău. Firește că era un moment de bun augur și prielnic din punct de vedere politic să-și reîmprospăteze aceste jurăminte liderii între ei, mai ales înainte de alegeri. Dar părea un bloc unit, Europa exact, unită. Exact, dar summitul de la Sibiu nu a intrat în această ecuație, nu s-a discutat mare lucru, chiar dacă pe surse a apărut că Angela Merkel i-a fost propus postul de președinte al Comisiei Europene de către Emmanuel Macron,
A fost avansat numele Cristalinei Georgieva, a fost vicepreședinte al Comisiei Europene și actuală șef a Băncii Mondiale, exact. Deci au existat câteva tatonări, dar practic summiturile la care ne raportăm este prima lor întâlnire după alegeri, 28 mai, în care liderii care nu au dorit să susțină acest proces spiță în candidat au venit cu o idee, o inovație politică care ia... Să zicem că a mai fost utilizat în trecut, dar acum venea ca o contrapondere la Spitzenkandidat, și anume acel pachet de nume, de 4-5 nume. Adică un nume pentru Comisia Europeană, un nume pentru Parlamentul European, un nume pentru Consiliul European, un nume pentru Banca Centrală Europeană și o recomandare pentru șefia Parlamentului European, pentru că acolo, până la urmă, eurodeputație aleg. Dar era important acolo, să zicem, partea de afiliere politică. Aha, deci a trecut la un pachet de nume. Și la acest pachet de nume, pe cele 4-5 funcții importante, s-au stabilit și câteva criterii. Să încerce cât de mult să respecte următoarele criterii. Criterii de gen, paritare de gen, adică să avem și femei și bărbați. Da, e noua orientare europeană, nu știu chiar e atât de nouă, dar parcă e tot mai prezentă. Este o orientare susținută insistent de președintele francez Emmanuel Macron, despre care eu consider că este marele câștigător și putem detalia ulterior de ce, de ce consider acest lucru. Deci orientare de gen. Criteriu de gen, criteriu geografic, și, să zicem, demografic, de populație, una peste alta, și afilierea politică. Ținând cont de ce vorbeam noi la început, și anume noile majorități din Parlamentul European, în principal, echilibrul acesta. Clar, nu mai puteau să ia doar popularii socialiștii câte ceva, trebuia împărțit și un pic diferit în acest sens. Și în contextul acesta s-a diluat un pic din ideea Spitzenkandidat. A avut loc summitul din 20-21, care era un summit ordinar, un summit formal cu agenda strategică pe masă, pe care până la urmă liderii au adoptat-o. Au urmat și discuțiile pe Spitzenkandidat și pe candidați. A fost clar că Manfred Weber, la acel moment a fost clar că Manfred Weber nu are nicio susținere. De la acel moment, a apărut și mai tare jocul de culise. Prima înfățișare a jocului de culise a fost la Osaka, la summitul G20, unde din partea Europei au participat, pentru că sunt membrii G20, președintele Franței, cancelarul Germaniei și prim-ministrii din Italia, Spania, Olanda și Marea Britanie, dar Marea Britanie nu mai contează atât de mult în această ecuație. Ne așteptăm ecuație. Să se întâmple Brexit-ul. Exact. Theresa May, de altfel, doar salutând și participând, dar abținându-se în mare parte, formal, pentru că nu... Da, exact, formal. Ne dorim să influențeze procesul și este un gest de salutat din punct de vedere și politic și diplomatic, un gest de maturitate politică, l-aș putea caracteriza. Și în acest sens a apărut planul de la Osaka, pe care l-am citit cu toții și l-am decriptat cu toții ulterior, văzând declarația lui Donald Tusk, care spunea că nu ne putem aștepta la un fum alb la Osaka, dar suntem aproape de un acord. Planul de la Osaka ce a presupus? A presupus avansarea ideii ca Franz Timmermans, actualul prim vicepreședinte al Comisiei Europene, să devină președinte al Comisiei Europene, în ideea salvării procedurii Spitzenkandidat, dar și a creării unei noi majorități progresiste asupra căreia, sau în raport cu care Franz Timmermans făcuse un apel în ultima dezbatere electorală dintre candidați, vă chem pe toți să facem o alianță progresistă, adică socialiștii, Renew Europe, Verzi și așa mai departe. Firește că ar fi avut nevoie de liderii popularilor europeni. La acel moment s-a întâmplat un lucru cu care mulți cred că rămân cu semne de întrebare personal și eu. De ce Angela Merkel ar fi susținut până la urmă un candidat social-democrat împotriva propriei sale familii politice? Pentru că liderii popularilor europeni prezenți la summit, mă refer aici la premierul Irlandei, la premierul Croației, la premierul Letoniei, la președintele României, la toți cei care întruchipau PPE-ul la acel moment, nu l-au susținut pe Franz Timmermans. Dar dintr-un motiv foarte clar, și anume că PPE-ul are un Spitzenkandidat, are un candidat în numele lui Manfred Weber. El este primul, pentru că partidul său a luat cele mai multe mandate, el ar trebui să primească șansa. În primul rând, nu cel de pe locul 2. A apărut apoi și opoziția, dar separată ca motivație și ca rațiune politică, a grupului de la Visegrad, care, deși sunt cosmopoliți din punct de vedere politic, pentru că Victor Orban teoretic este conservator și practic este conservator. Premierul polonez este mai conservator. Premierul ceh este liberal, iar premierul slovac este social-democrat. Deci iată un mozaic politic, dar o poziție unitară de grup estic,
al grupului de la Visegrad, care erau împotriva lui Franz Timmermans din această chestiune. Împotriva lui Manfred Weber. Și a lui Franz Timmermans în această situație. Nouă situație. Da, în această nouă situație cu Franz Timmermans, pentru că, așa cum știm, Franz Timmermans fiind prim vicepreședinte al Comisiei Europene pentru partea de stat de drept, pentru valori fundamentale, a fost mai intransigent cu este cu cel care a sponsorizat și susținut politic activarea articolului 7 pentru Polonia, care s-a întâmplat în cadrul Comisiei Europene, pe când popularii europeni și socialiștii au susținut activarea articolului 7 pentru Ungaria în Parlamentul European. Deci, iată, și aici era o problemă pentru grupul de la Visegrad. Deci era clar că Franz Timmermans era foarte dificil pentru el să găsească o majoritate, mai ales că la Bruxelles, în noaptea respectivă, dinspre 30 spre 1, s-a întâmplat un episod straniu. Doar o secundă, să nu uităm episodul straniu, dar totuși nu sunt abordări prea politicianiste, nu par așa, adică mai de malul Dâmbovițe decât ne-am așteptat de la Bruxelles, acestea de care vorbim, adică niște polițe care par a fi niște polițe care se plătesc într-o nouă arhitectură electorală europeană pentru vechile, mă rog, dispute sau asperități care au existat între anumite state, nu? Aș păstra termenul de asperități, pentru că mi se pare că descrie foarte bine situația. Uh-huh. Așa se întâmplă, pe de altă parte, se întâmplă, da. În momentul în care nu sunt niște majorități clare, dar și în momentul în care situația politică și juridică din Uniunea Europeană permite astfel de scenarii. Până la urmă, asistăm la o Europa care s-a creat pe interguvernamentalism, pe relațiile dintre state. Este foarte greu de crezut și foarte greu de anticipat că statele vor renunța la astfel de prerogative și este firesc să nu o facă, pentru că totuși încă suntem departe de Europa federală, oricât ne dorim o mai multă integrare și este firească și este necesară o mai multă integrare europeană. Dar este dificil să armonizăm astfel de poziții. Spunea președintele francez, deși nu cred că mulți au digerat declarația lui, spunea după ce n-au ajuns la un compromis în privința lui Franz Timmermans, că el va fi foarte intransigent și că se va gândi să refuze o posibilă extindere a Uniunii Europene, pentru că dacă în 28 nu ne putem înțelege, ce facem cu mai mulți? Puține, asta spune Emmanuel Macron. Spunea Emmanuel Macron după ce summitul a fost suspendat pe 1 iulie la prânz după aproape... Eu am notat așa, trebuie să mai discutăm puțin mai târziu. De ce Emmanuel Macron este marele câștigător, a spus, sau unul dintre marii câștigători, da. A spus, dar să ne întoarcem la noaptea stranie, nu parcă așa. La noaptea stranie, foarte pe scurt, s-a întâmplat... Care era? Noaptea stranie care era? Din 30 spre 1, da. Așa. S-a întâmplat un lucru foarte ciudat acolo, pentru că premierul bulgar de la PPE și un susținător al lui Manfred Weber, în momentul în care Manfred Weber era scos din schemă, a plecat de la summitul european, în timp ce liderii negociau bilateral, deci practic nu se reuneau în formatul summitului, și s-a întâlnit la reprezentanța Bulgariei la Uniunea Europeană cu Franz Timmermans. O discuție pe care a transmis-o și live pe Facebook. Pe Facebook, da. Pe care a transmis-o și direct șoc, pe Facebook. La urmă, Timmermans a zis, mai să ne oprim cu transmisiunea. A fost oprită transmisiunea live în contextul în care Franz Timmermans a spus, nu sunt sigur că ar trebui să înregistrăm asta, deci probabil el nici nu știa. Acum, nu putem specula foarte mult pe baza acestei chestiuni și nici nu este bine să ne gândim la faptul că Europa ar fi ajuns să-și ia deciziile în acest fel. Însă, realitatea... A avut audiență pe Facebook? Știți cumva? Adică s-au uitat oamenii? A avut audiență pe Facebook, evident. Doar este premierul unei țări. Okay. Dar este foarte important să reținem faptul că, într-o formă sau alta, cei doi spitzenkandidați, cei doi candidați cap de listă, au fost testați în negocieri de către Consiliu, în primul și în primul rând, chiar dacă era o reticență majoră și de o parte și de alta pentru ceilalți, și abia apoi s-a ajuns la varianta de compromis, cea pe care o avem și cea care, în forma ei finală, să zicem că unele dintre numele care sunt acolo au fost mai des vehiculate, altele mai puțin vehiculate și sunt unele nume surprinzător noi, care nu se regăsesc acolo. Da. Păi haideți, dacă toți suntem, am înțeles cadrul general sau mai mult decât general, foarte interesantă toată
istoria aceasta pe care ne-ați prezentat-o. Vă propun să luăm un pic numele, așa, câteva minute, să le discutăm cât putem pe fiecare, ce știm așa în linii mari despre ele. Sigur, începem cu noua stea sau cu viitoarea nouă stea, să o numim. Aici mă refer la președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, da? Este nemțoaică, este din Germania, o apropiată, înțelegem, a doamnei Angela Merkel, un om, un politician de, să spunem, de meserie, dacă pot să spun așa. Am văzut că a fost în multe guverne, a ocupat multe funcții, o persoană de executiv, ceea ce spuneați mai devreme că își dorea sau își doreau, sau ceea ce n-avea Manfred Weber, da? Bun, poate nu la nivel, n-a fost cancelar, dar a fost în multe guverne cu diverse funcții. Da. Ultima funcție a fost cea de ministru al apărării, da? Înțelegem. Da. Ursula von der Leyen este membru al guvernului german de la momentul în care Angela Merkel a depus jurământul de cancelar din 2005. A fost membru al guvernului în calitate de ministru la început pentru zona de tineret și sport. Și politici de tineret. Da, deci un portofoliu poate mai puțin important, deși e greu să spunem că e mai puțin important. Poate mai puțin important, dar pe de altă parte un amănunt din viața ei personală, pentru că o să insistăm și asupra acestui fapt, este mama 7 copii. Am văzut știrea, da, foarte interesant. A făcut foarte multă revelație, însă altele sunt detaliile destul de interesante, dar referitor la cariera ei politică. Așa, curios, da. Ulterior, Să notez aici, 7 copii, cum, așa? Ulterior, acestui portofoliu a fost ministru al muncii și al politicilor sociale, iar din 2013 este ministru al apărării. Postură din care a creionat și a fundamentat prima carta albă a apărării făcută de Ministerul German al Apărării după foarte mulți ani. Are declarații politice în care spune că își dorește să avansăm spre Statele Unite ale Europei. Este o pro-atlantistă convinsă. Asta e bine. Și pro-europeană, înțeleg. Și o pro-europeană convinsă. Și mai mult decât atât, istoria ei personală este grăitoare. Așa. Ursula von der Leyen s-a născut în 1958 la Bruxelles. Deci este germană. Ar putea să aibă și cetățenia germancă, belgiană. Pentru că tatăl ei a fost șeful de cabinet al primului comisar pe care Germania l-a dat la prima Comisie Europeană în 1958. În 1958, când a apărut prima Comisie Europeană, când s-a înființat în baza tratatului de la Roma, e drăguță istoria, fiind doar 6 state membre, fiecare țară dădea câte 2 comisari. Germania a dat 2 comisari. Walter Hallstein, care a fost președintele Comisiei de Europene, care vorbeați, da? Exact, și Hans von den Gröben. Iar acestui comisar, tatăl Ursulei von der Leyen, Ernst Albrecht, a fost șeful de cabinet. De, cu alte cuvinte, fica domniei sale se întoarce acum la Bruxelles în calitate nu de șef de cabinet, ci de șef de Comisie Europeană. Deci, fica șefului de cabinet al unuia dintre primii 2 comisari germani are șansa de a deveni primul german președinte de Comisie Europeană după 52 de ani și prima femeie. Și prima e o femeie, poveste. Da. Apropo de ideea că noi în Europa avem nevoie să ne construim o cultură și o poveste comună, o narațiune comună, să ne gândim la părinții fondatori ai Americii și cum fiecare președinte îi prezintă în discursurile și narațiunile lor, să ne gândim că și noi avem părinții noștri fondatori, dar mai mult decât atât. Și apropo de părinții fondatori, tatăl Ursulei von der Leyen a lucrat îndeaproape la realizarea raportului Paul Heinrich Pack, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene, fost prim-ministru și ministru belgian, pentru creionarea tratatelor de la Roma. Deci are și o cultură europeană foarte bine înrădăcinată în familie. Da. Sunt lucruri care sunt importante și care ar mai putea dilua din această percepție a unei negocieri de compromis până la urmă, care s-a ajuns la Ursula von der Leyen, pentru că din toate negocierile de compromis care existau sau numelor apărute în spatele scenei din culise, principalul pretendent părea să fie Michel Barnier. Da, negociatorul șef pentru Brexit, un om cu experiență, Barnier, fost ministru de externe și al afacerilor europene în Franța, a fost membru al Comisiei Europene, deci cu o vastă experiență. Ursula von der Leyen, până de curând, a fost foarte puțin vehiculată în presă și în mediile decizionale, a apăruse într-un
context anume în care viitoarea Comisie Europeană, viitorul președinte de Comisie Europeană s-ar putea gândi să creeze un portofoliu special pentru apărare. Și atunci a apărut numele ei. Deși era greu de crezut că... Deci nu la nivel înalt, nu la nivel deși de era greu de crezut că ar putea să apară un astfel de portofoliu, că pentru e că... foarte discutată această idee, nu? Pentru că zona de apărare europeană intră în apanajul fișei postului înaltului reprezentant. Deci era destul de greu de crezut, dar Ursula von der Leyen, până la urmă, a ajuns într-o postură foarte, foarte interesantă. Ca să închei cu partea aceasta de poveste personală, tatăl ei ulterior, în 1967, când cei doi comisari germani și-au încheiat mandatul, s-a încheiat Comisia Hallstein, a devenit director într-o direcție pentru competitivitate în Comisia Europeană. Ulterior s-a întors în politica națională. Între anii 1976 și 1990 a fost prim-ministru landului Saxonia Inferioară, iar în 1990 nu a mai continuat pentru că a pierdut alegerile în acest land în favoarea lui Gerhard Schröder, cel care avea să devină apoi cancelarul german. Un alt nume celebru, dar care acum nu mai face atât de multă cinste prin prisma ceea ce s-a întâmplat, parcursului său profesional post-politic. Dar ca politician a fost impecabil, nu? Adică a reușit să facă o Germanie. Și un amănunt și un lucru foarte, foarte important pentru doamna, legat de doamna Ursula von der Leyen este... Ce-i cu cei 7 copii? Au o istorie? Are anume sau nu neapărat? I-am evocat doar ca știre, ca informație? Din ce am înțeles legat de ne partea... Ne bucură că... Legat de partea personală, este un mare semn de întrebare cum doamna Ursula von der Leyen a reușit să crească și 7 copii și să aibă și politică la nivel înalt și o carieră profesională iată că a reușit importantă. Chiar dacă, într-adevăr, sunt și multe semne de întrebare și multe critici care îi sunt aduse pentru faptul că nu a crescut suficient bugetul militar al Germaniei pe zona de apărare, pentru faptul că nu a facilitat și mai mult înzestarea trupelor și anumite contracte de consultanță. Sunt lucruri care, firește, vor trebui... Acum cred că se vor... Dar fiecare lider din toți cei care s-au discutat, au controversele lor, ele vin... Da. Sigur, nu aș accentua pe ele, desigur, dacă e ceva vom vedea, dar nu cred să se mai întâmple evident, spectaculoase. Dar este foarte important că am ajuns la acest moment, la un moment de deblocare. Este important că pe acest pachet care putem continua sigur. S-a întâlnit o unanimitate a liderilor. Mai puțin în ceea ce privește pe Ursula von der Leyen, pe Angela Merkel, culmea. Pentru că din prisma unei reguli electorale, din ce a explicat doamna Merkel, dar și a unei opoziții din coaliție, a susținut întreg pachetul, dar nominal pe Ursula von der Leyen nu a votat-o, s-a abținut, din cauza problemelor care pot apărea în coaliție și înțeleg că socialdemocrații germani ar avertiza sau ar amenința acum chiar cu retragerea din coaliția de guvernare în cazul în care doamna Ursula von der Leyen devine președinte al Comisiei Europene. Știre, da. Și un amănunt foarte important care s-a întâmplat astăzi și este de salutat, doamna Ursula von der Leyen în prima ei acțiune politică în calitate de candidat oficial al Consiliului European pentru șefia Comisiei Europene, s-a întâlnit la Strasburg, în primul și în primul rând, cu grupul PPE, condus de Manfred Weber, a stat la dreapta lui Manfred Weber la prezidiul grupului, discutând cu eurodeputații și încercând până la urmă să-și construiască o majoritate în jurul ei. Pentru că un alt lucru pe care l-a făcut și l-a transmis liderilor când ei au decis să o nominalizeze ieri, a fost acela că le-a promis că în viitoarea ei Comisie Europeană vor exista doi prim-vicepreședinți, Franz Timmermans, adică spitzenkandidatul social-democraților, și Margaret Vestager, candidatul celor de la Renew Europe, ALDE, deci zona liberal-centristă. Popularii rămân fără... Bun, ea reprezentând totuși singurul criteriu din acest pachet de nume, care până la urmă începe cursul la von der Leyen la Comisia Europeană, continuă cu... Păi eu aș continua cu președintele Parlamentului ales astăzi, da? Da, dar David Maria Sassoli sau ne întoarcem la pachetul sau vreți să-l numim pe în ecuația de negocieri este mai interesant pentru că urmărind criteriile pe care le-au dorit liderii până la urmă, vedem că popularii europeni au primit șefia Comisiei Europene prin Ursula von der Leyen. Charles Michel
Charles Michel, premierul Belgiei, care a fost ales de Consiliu, pentru că așa spune procedura, și de la 1 decembrie 2019 va fi noul președinte al Consiliului European, face parte din familia liberalilor europeni din ALDE. Aha, deci aici exact, la ALDE, să spunem. Exact, da. ALDE-le european, nu să ne gândim la ALDE-le, ALDE-le european, România, firește. ALDE-le european, da. Avem pe înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, ministrul de externe al Spaniei, Josep Borrell, care la rândul său este fost președinte al Parlamentului European, pentru că el a fost și eurodeputat, care face parte din familia social-democraților europeni și care arată și, ce spuneam anterior, creșterea în influența Spaniei, care a dobândit un mandat foarte important. Și o avem pe Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar Internațional, la Banca Centrală propusă la Banca Centrală Europeană și aproape sigur votată, pentru că este nevoie de un vot consultativ al Parlamentului European, dar este consultativ, și apoi liderii europeni vor trebui să hotărască în baza nominalizării. Și din moment ce au nominalizat-o, este greu de crezut că s-ar putea răzgândi. La Christine Lagarde Văzut că sunt niște, nu neapărat niște reține, nu critici la adresa ei. Se spune că totuși nu are experiență în zona bancherilor centrali. Mario Draghi era un vechi bancher central. Exact, exact. Cred că mai spun și mai ales că erau alte nume intens vehiculate. Jens Weidmann, șeful băncii centrale din Germania. Din Germania, exact. Șeful băncii centrale din Franța. Olli Rehn, șeful băncii centrale din Finlanda și predecesorul său. Exact. Deci erau mai multe nume din zona băncii centrale. Aici a impus Franța, a impus Macron? Este o surpriză. De ce? Pentru că, cum spune presa europeană, practic în loc să avem un rock solid în ce ține de zonă economică, avem un rock star. Legat de Christine Lagarde. Este în primul rând în Franța. Este un joc de compromis, pentru că Christine Lagarde, din punct de vedere politic, pentru că a fost ministru de finanțe în Franța la un moment dat până să ajungă director la FMI, este conservator, este în zona de dreapta, deci în teorie ar fi PPE, dar practic negocierile s-ar fi deblocat, pentru că sunt și foarte multe poze pe Twitter publicate de reprezentanța Franței la Uniunea Europeană cu Emmanuel Macron efectiv ca un facilitator de consens, avea și interes, firește, cu foarte multe foi și cu foarte multe marcare, cu două marcare în două culori, roșu și albastru. Hai să vedem cum ne punem de acord. Și se spune că chiar Emmanuel Macron ar fi propus-o pe Ursula von der Leyen. Aha, interesant. Deci el a scos... Ar fi propus-o pe Ursula von der Leyen la șefia Comisiei Europene. Exact. Ar fi readus în discuție Banca Centrală, pentru că Banca Centrală intenționat o scoseseră din prima negociere de pachet, tocmai pentru a nu îngreuna în negocierile. Ar fi propus-o pe Christine Lagarde, pentru că își dorea un francez, și este foarte important, pentru că Emmanuel Macron avansează cu bugetul zonei euro. Este important acest aspect. Și s-ar putea ca BCE să-l susțină în această idee. Exact. De acolo a apărut zona de compromis. Propunerile din partea președintelui francez. Și de aici spuneți că Macron este un, să zicem, un câștigător și, cu ghilimele sau nu, de rigoare. Și pentru faptul că principalul criteriu pe care Emmanuel Macron l-a susținut în aceste negocieri din pachetul de nume a fost criteriul paritar de gen. Ori prin Ursula von der Leyen și Christine Lagarde avem două persoane feminine. L-a atins. Da. Exact. Ca să nu mai spunem că Charles Michel face parte din familia liberalilor europeni, care în Parlamentul European s-a aliat cu Emmanuel Macron. Deci aici Emmanuel Macron pare a fi câștigător. Este câștigător. Un om de-al lui, să spunem. Așa, și foarte multe dintre negocierile pe care Emmanuel Macron le-a purtat în sens de consonanță politică, și anume că s-a înțeles foarte bine, a fost cu premierul spaniol. Au avut o relație foarte bună de negociere. Aha. Și varianta Josep Borrell este iarăși o idee este comună, o variantă cu care președintele francez a fost foarte, foarte din acest motiv liniștit. Macron a stârnit destule invidii, trebuie să recunoaștem. Am auzit opinii, nu numai în România, care spuneau că totuși Macron a pierdut alegerile europarlamentare și acum vrea să-și impună anumite idei, anumiți oameni la nivel european. Iată că a reușit, dar e și asta o maestrie. Din analiza acestor zile, oricât am recunoaște meritele pe care Angela Merkel le-a avut în cei 14 ani de când este în fruntea Germaniei, cred că
Știți că de fiecare dată când au existat astfel de negocieri în Uniunea Europeană privind poziții, s-a vorbit despre compromisul franco-german și cine este forța conducătoare, motrice, driving da. Force, exact, da. Forța motrice. De multe ori a fost Germania. Cred că de data aceasta Emmanuel Macron a reușit. Culmea, pe o pantă descendentă și un recul de popularitate în Franța. Cu mișcarea vestelor galbene. Vestele galbene. Cu pierderea alegerilor europarlamentare în fața candidatei partidului. Da. De fapt, Marine Le Pen, în fața partidului a cărui candidată a învins-o în 2017 la alegerile prezidențiale în turul 2 cu o diferență de peste 20% mai ales că lui Emmanuel Macron a fost criticat și pentru opțiunea sa de candidat cap de listă la alegerile europarlamentare din Franța, fosta ministra afacerilor europene Nathalie Loiseau, care apoi a stat în fața unor controverse pe fondul unor discuții pe care le-a avut în Parlamentul European. Sunt foarte interesant ce ne spuneți. Facem doar o paranteză. Cum să nu? Pentru că m-a șocat, sincer, gestul nu mi-a plăcut deloc. În momentul în care, în Parlamentul European, în care se cântă imnul Europei, un grup, grupul Brexit, se întoarce cu spatele la sală și înțeleg că și niște susținători, dacă zic bine, fac același gest. Foarte neplăcut, în opinia mea. Cum comentați așa, repede, într-un minut, ca să ne întoarcem la foarte, temele importante? Foarte neplăcut și aș spune că este bine că n-a reușit să-și formeze un grup politic în Parlamentul European. Asta e principalul ei, lucru. Ei oricum, printr-o să zicem, n-aș putea să o numesc eroare. N-aș putea să o numesc eroare politică, pentru că... Nu, printr-o ciudățenie politică aș numi. Ce se întâmplă cu Marea Britanie? Printr-o ciudățenie, da? Care acum se numește Brexit și Marea Britanie, ei sunt acolo. Sunt acolo, da. Unde nu ar mai fi trebuit să mai fie. Felul care se comportă. Eu aș vrea să fie, să rămână, da. Eu aș dori să nu se mai întâmple Brexit-ul. Dar sigur că nu dar, știu dacă e posibil. Ca un răspuns foarte scurt la ce s-a întâmplat acolo, cred că este elocventă fraza lui Jean-Claude Juncker de la prima sesiune plenară a Parlamentului European după referendumul din Marea Britanie, o frază din 2016, în care spunea, dacă este un lucru bun legat de Brexit, este faptul că această Uniune și acest Parlament nu-i va mai plăti salariul lui Nigel Farage. Da, într-un final. Da, da. Într-un Donald Tusk ce face? Pentru că, în opinia mea, Donald Tusk a avut o... Pentru mine, aici vorbesc cu numele meu, mi s-a avut o foarte interesantă prestație, foarte bun, de la replica dată lui Vladimir Putin până la vorbele în limba română și așa mai departe. Ce face Donald Tusk mai departe? Donald Tusk cred politică? Că va rămâne moștenirea frumoasă a Estului și mă bucur că l-ați menționat, pentru că creează o legătură foarte naturală cu ce nu s-a întâmplat în aceste negocieri. Mă bucur că vă place și că l-ați numit frumos așa, moștenirea frumoasă a Estului, da. Da. Și de ce spun moștenirea frumoasă a Estului? Pentru că Donald Tusk a fost primul președinte de Consiliul European din zona Estului. A fost al doilea după Jerzy Buzek, tot un polonez, președinte al Parlamentului European, al doilea estic care a primit o funcție importantă dintre funcțiile de leadership la nivel european. Dacă este un lucru pe care actuala formulă de negociere, actualul pachet, nu îl respectă sub nicio formă, este acest criteriu de echilibru geografic și geopolitic. Vom avea un președinte al Comisiei Europene din Germania, o șefă a Băncii Centrale din Franța, un Belgian, președinte al Consiliului European din Belgia. Și un spaniol. Și unde este aici? Un spaniol și la Parlamentul European avem un italian. Deci avem, dacă vrem să vorbim în doi termeni, avem patru țări fondatoare plus Spania sau avem cele mai mari patru țări plus Belgia. Corect. Totul este vest, nimic în zona de est. În momentul în care au negociat aceste poziții, liderii europeni au recomandat Parlamentului European să găsească un pachet în care, într-o primă variantă, în primii 2 ani și jumătate, să aleagă un social-democrat și în speță pe Serghei Stanișev, fostul premier socialist bulgar, actual președinte al socialiștilor europeni la nivel de partid, să fie 2 ani și jumătate președinte al Parlamentului și iată să avem un estic acolo, până la urmă, și apoi următorii 2 ani și jumătate să-l avem pe Manfred Weber. Însă, din cauza unor controverse care am înțeles că au existat legate de Serghei Stanișev și candidatura sa, până la urmă, îl avem pe un fost vicepreședinte al Parlamentului European, un italian, fost jurnalist,
care astăzi a fost ales președinte al Parlamentului, al Parlamentului David European. Maria Sassoli, David Maria Sassoli, socialist italian, fost jurnalist, interesant. Exact, membru al Parlamentului European din 2009. Da. Până la urmă, continuă tradiția, pentru că Antonio Tajani, la începuturile carierei sale, a fost jurnalist, apoi a devenit purtător de cuvânt al Forța Italia, partidul lui Silvio Berlusconi, care și el a intrat în Parlamentul European, este cel mai în vârstă membru al Parlamentului European. A intrat Berlusconi în Parlamentul European. Este cel mai în vârstă membru al Parlamentului European, fostul premier italian. E ușor ridicol, dar mă rog, asta e politica europeană. Democrația europeană. Democrația cetățenii europeană, l-au votat și prin urmare corect. Este acolo. Ce e cu Sassoli? Afară că e jurnalist? David Maria Sassoli este, cum spuneam, membru al Parlamentului European din 2009, face parte din delegația social-democrată. Din 2014 a fost ales vicepreședinte al Parlamentului European, deci 5 ani de zile a fost în biroul de conducere al Parlamentului European. În principal a activat în zona Comisiei de Transport și Turism. Și este ceea ce mulți îl descriu, chiar și popularii europeni, chiar și grupul Renew Europe, un moderat european și un european echilibrat. El chiar astăzi în discursul său, unde oricum știm că președintele Parlamentului European trebuie să fie cât se poate de neutru, a spus că trebuie să ne întoarcem la chemarea părinților fondatori. Și mie mi s-a părut un pic interesant, dincolo de faptul că a avut un discurs cu apel la istorie, deși numele pe care le avem acum pe masă, fiecare mai mult sau mai puțin a fost vehiculat până acum, dar numele lui Sassoli nu a fost deloc vehiculat până acum. Tocmai outsiderul outsiderilor a avut, după aceste zile de negocieri, pentru că va întruni garnitura de lideri europeni, a avut șansa de a avea un discurs pe care îl așteptam și de la ceilalți lideri. Bun, foarte interesant. Cam atât despre domnul Sassoli, dar... Atât, mai avem numai 2 minute, Robert Lupițu, și am să vă rog, eu cred că a fost foarte utilă și foarte interesantă discuția noastră sau prezentarea dumneavoastră, analiza noastră, pentru că aveam nevoie să înțelegem ce s-a întâmplat în aceste zile la Bruxelles, ce s-a întâmplat la Strasburg. Apropo, când se votează Cel mai probabil în sesiunea plenară din 15-18 iulie de la Strasburg. Președintele Comisiei Europene va fi supus votului Parlamentului dacă va întruni majoritate, 376 de eurodeputați minim. Va fi mandatat să-și formeze colegiul de comisari, vor începe negocierile cu statele membre ca fiecare să-și desemneze câte un comisar. Europeană. Se creează noua comisie. Dacă nu va fi... Un minut, care sunt prioritățile totuși? Ne întoarcem la politici europene. Care sunt prioritățile Europei acum? Da? Într-un minut, așa... Principalele priorități vor fi să se ajungă până la finalul anului la un rezultat final pe cadrul financiar multianual. Ok, deci bugetul, să spunem, da? Bugetul care, el nu doar că e partea... Bugetul 2020, nu? Din arhitectura Uniunii Europene care pompează banii. Este partea care pompează banii în conformitate cu prioritățile. Ori, uitându-ne la schematica bugetului, acolo vedem și prioritățile. Vedem migrație și terorism, vedem apărare și securitate, vedem competitivitate economică, vedem convergență, vedem Europa actor digital, vedem Europa un actor care caută să-și prezerveze modelul de viață european intern și să-și salvgardeze, să-și apere interesele în lume. Okay, și vedem energie, nu știu, piața vedem energie, vedem acorduri Uniune Bancară comerciale, și așa mai departe, vedem da, acorduri că... comerciale, unele dintre ele încheiate chiar în timpul președinției române, n-aș vrea să încheiem fără să menționăm că în ultima zi a președinției române, în care a început și summitul acesta, s-a semnat la Hanoi acordul cu Vietnamul. Este foarte important de menționat că în ajun de summit G20, Uniunea Europeană și țările Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay au făcut un acord foarte interesant. Au făcut Uniunea Europeană, un acord să vedem foarte care interesant. Va fi efectul, în special asupra agriculturii, vor fi niște lucruri, sunt lucruri controversate. Un lucru foarte important pe care cred că viitoarea președinte a Comisiei Europene, întocmai pentru că are acest background politic, este să mențină și să consolideze puntea de legătură transatlantică, pentru că are această experiență și este clar că prin profilul pe care ea îl are pe zona de apărare, dar și pe zona de externe, se așteaptă să fie un lider a cărei anvergură să crească, dar este important să crească în direcția în care
Ok, în care ne dorim cu toții, exact, să spunem. Nu ne vom plictisi, înțelegem nici noi, nici liderii europeni. Mulțumesc pentru foarte interesantele de noastre analize. Mulțumesc. Robert Lupițu, redactor șef caleeuropeană.ro, vă mulțumesc și noastră pentru că ne-ați urmărit și vă spun ca de obicei, rămâneți pe televiziunea Profit.ro. O seară bună, vă doresc în continuare, toate cele bune, ne revedem!